Am început să auzim niște strigăte, dar strigăte, urlete de durere. Am văzut că era un om care ardea. Vrea să facem ceva, să-l stingem pe om. Și ușor ne-am speriat pentru că el în reacțiile pe care le avea, venea spre se mișca. Deci ți era și teamă să nu te ia în brațe, cum ar fi îmbrățișez, pentru că flacăra era foarte mare. Unul din englezii mei din grupă, un scoțian de fapt, Doug, la fel, și-a dat schiurile jos și și-a dat geaca jos. Și am stat acolo cale de vreo 2-3 minute ca să încercăm să-l stingem. Foarte greu să-l stingem. Foarte, foarte greu, pentru că era foarte multă benzină. His hands were very badly burned and his head was very badly burned. It was his hair, everything was melted. It was not nice. Was he conscious? He was still conscious. Era în stare foarte gravă, hainele erau arse în întregime, era fața desfigurată, nu mai avea păr pe cap, totul era ars. Am ajuns la spitalul județean într-un timp record. În curte deja s-a aflat de acest caz și au apărut oameni care se interesau de butat. Bineînțeles și organele competente pe vremea aceea, care încercau să dezinformeze oamenii că un cetățean băut și-a dat foc pe purtea brată. Liviu Cornel Babeș a fost pictor și sculptor amator. Era angajat ca maestru electrician la trustul de prefabricate Brașov. Nimic din ce a făcut în dimineața de 2 martie 1989 nu a atras atenția soției sau fetiței sale. Nimeni nu se aștepta la gestul său disperat. A plecat normal la serviciu, exact cum pleca și altă dată, nu mi-a zis nimic. A rămas că după masă ne întâlnim ca să mergem la mama mea, că era 2 martie și să-i ducem un buchetel de flori. Am venit și am stat și am așteptat. Și am așteptat până când am venit poliția, miliția. Ziua aia a fost așa o zi, era frig, dar toată ziua a fost senin și când am venit acasă și a venit poliția, că a venit pe la miliția asta pe la ora 6, a început dintr-o dată așa un timp urât, cu zăpadă, cu fulgi mari, cu vânt, cu nu știu cum am plecat noi în stația de autobuz și în stația de autobuz l-am văzut pe inginerul șef de la fabrica lui, de la prefabricată. Și m-am dus acolo să-l întreb, domnul, s-a întâmplat ceva? Că uitați, a venit la mine miliția și așa au dat buzna și mi-au zis să mă duc la spitalul județean. Și foarte așa, nu, eu nu știu nimic, eu trebuie să mă duc la o ședință la comitetul de partid. Erau acolo medici în halate albe și am spus că zic, uitați, m-au trimis de la miliție, ce se întâmplă? Nici atunci nu știam. Atunci a venit un medic care mi-a zis să stau jos pe ea, mi-a zis să iasă afară pe coridor. A venit, mi-a dat un extraveral. După aceea a venit cu portofelul lui și cu verighetă tăiată. A zis, zice, ați avut o căsnicie fericită? V-ați iubit? Și am zis, da, așa e. Eu, din partea mea, așa e. Eu și acum am foc că așa a fost. Și a zis că dacă așa a fost, zice, e mai bine să rămâneți cu ultima imagine. Totul s-a petrecut aici, în Poiana Brașov, la baza pârtiei de schi. Bradul aflat acum parțial în ceață. La vremea respectivă, stațiunea era înțesată cu turiști străini. Iar asta a însemnat că vestea sacrificiului s-a răspândit rapid în toată Europa. People, the skiers, we were shouting, screaming desperately that somebody is burning. Then we get it closer and we saw that a person was burning. I mean, it was really burning. The flames were about half a meter, something like this, on himself. But he was walking exactly like this, like a walking cross, as I said. Eu am fost chemat să dau declarație la conducerea societății de la vremea aceea, care bineînțeles că a fost luată și de securitatea de atunci și mi s-a spus că trebuie să iau legătura cu turistul care trebuie recompensat și să-i dăm ceva înapoi în schimbul gecii care și-a ars-o. Nu știu, era, mi s-a părut un gest penibil să faci așa ceva, pentru că nu poți să vii să plătești un om care de bună voie a făcut asta. Și am încercat să le spun asta, la care foarte violent și agresiv am fost pus la punct să nu-mi permit să zic. Totul s-a transformat într-un fiasco. Pentru că acel om, bineînțeles că n-a acceptat așa ceva, a considerat-o ca o insultă, mai mult de atât că acel costum care o să-i dea în schimb era un costum uzat și de față cu toată lumea a zis, vreți să-mi închideți gura? O să vă arăt că nu o să-mi închideți gura. Și deja de seara, când înainte să plece, se știa și când a ajuns pe aeroport în Anglia, toată lumea a venit. Deci poate ăsta a fost și un semn așa, pentru că exact aceia care ar fi vrut să mușamalizeze tot, au făcut ca acest lucru să devină public într-un mod mult mai rapid și mult mai de o amploare extraordinară. Back at the hotel we were staying at, the military person came, took a story from me, told me that the man was crazy, blah blah blah, and that was about it. And then by then I just
I didn't know what to think. Did you buy the story? No. Why? No, I didn't. Well, after seeing the note, I knew what it was. It was a political suicide. I didn't know this person, and I knew the reason why he was doing it. So I phoned, like, the Sunday Times, BBC, Amnesty International. Sunday Times did a story on it. BBC Radio Scotland, I was interviewed on. I was just a messenger. That's all I was. The skier who burned himself to death here made his protest about the condition of Brașov and indeed the whole of Romania in the most dramatic way he could, in a place where it would attract not only local but international attention because of visiting foreign skiers. Noi avem o datorie față de acest om. În primul rând, pentru gestul lui de acum 25 de ani de pe pârtia Bratu. Și în al doilea rând, l-am chemat la Brașov să-i mulțumim. Noi cei care am fost deportați după 15 noiembrie 87, să-i mulțumim pentru că din România a ajuns în Scoția și a declarat exact ce a văzut. A fost un protest împotriva regimului lui Ceaușescu, împotriva comunismului. Românii au aflat de la Europa Liberă. Au avut această nerușinare de a declara că un nebun a făcut treaba asta, un dezaxat, ca să nu se dea acea tentă politică și a se evita atragerea atenției Occidentului față de ceea ce se întâmplă în România. La acea vreme, Brașovul era unul dintre orașele pedepsite de regimul comunist pentru curajul muncitorilor de la Steagul Roșu, care s-au revoltat și au atacat în 15 noiembrie 1987 sediul Comitetului Central de Partid. După revolta înăbușită de securitate și deportările participanților, în Brașov nu se mai găseau aproape deloc alimentele de bază. Apa caldă și electricitatea erau oprite sistematic. Toți cred că Liviu Babeș a vrut să atragă atenția asupra acestei nedreptăți cu ultimele cuvinte pe care le-a rostit înainte de a se transforma în torță vie. Opriți crima, Brașov egal Auschwitz. 7 grade avem în casă, știu precis. Mă rog, mâncarea aia nu mai zic. Și plus libertatea asta, că nu puteai să comunici și să vorbești. Îți era frică de toată lumea, că nu știi cine te dă mai departe. Și erai chemat, și erai anchetat, și erai... Asta, pentru noi mai mult asta a fost. Am văzut că tot se frământa tot. Liviu Babeș știa ce se întâmplase în 15 noiembrie 87 în orașul lui. Fusese și el pe străzi din acea seară. Văzuse tot și timp de 2 ani s-a întrebat mereu ce s-a întâmplat cu muncitorii care ieșiseră în stradă. După o vreme nu a mai vorbit cu nimeni despre asta, dar picta. Spunea că uite așa suntem noi într-o viață, ne tot zbatem, ne zbatem și suntem prinși în plase. Dar eu nu m-am gândit la plasa care era atunci și suntem prinși în plasă și mulți cad jos, că nu se pot, nu rezistă, cad jos și în sfârșit, până la urmă, se mai și eliberează. Criticii de artă spun că ultimul tablou al lui Liviu Babeș prevestea ce avea să se întâmple. Știu că nu mi-a plăcut niciodată tabloul ăsta și... Tot timpul când intram acolo în camera lui, întorceam, că zic, oh, nu-mi place, zic, parcă aș fi eu și cu Gabi, suntem, zic, speriate de craniile acestea, ce lucrare asta. Și nu mi-a zis niciodată absolut nimic. Veneam după nici 2 ani de la revolta de la Brașov, un oraș plin de ofițeri de securitate, mai țineți minte, patrulele acelea cu câini, deci nu era un loc unde să poți să vorbești liber despre gesturi de genul ăsta. Dar norocul meu a fost acei doi prieteni care au văzut ce s-a întâmplat și care mi-au povestit. Mi-a spus și eu la rândul meu am povestit unor prieteni că există un gest de genul ăsta. Și informația s-a propagat foarte repede. În cele 10 luni care au urmat până la Revoluția din 89, familia Babeș s-a trezit acasă cu securitatea care a ridicat toate însemnările lui Liviu. Văduva și fetița eroului erau tot mai ocolite de oameni, până și prietenii apropiați au spus etel căi că ar fi mai bine să nu se mai întâlnească. Pentru mine a fost o luptă pentru supraviețuire după aia. I-a făcut un reproș, post, da, aia pentru fata, atât, pentru fiecare lui.
să nu se băia să o lase. E altceva să crești cu tată și altceva e să crești fără. Fata mea, cum își aduce aminte cum? Fata mea, cum își aduce aminte momentul? Nu, greu. Nici după Revoluția din decembrie 89, Ethel Căi Babeș nu a fost mai bine, chiar dacă Asociația 15 noiembrie 1987 a încercat din răzputeri să demonstreze cât de important a fost Liviu Babeș pentru Brașov. În semn de recunoștință, strada pe care a locuit Liviu Babeș a fost redenumită după numele lui. Eu am și scris cerere la primărie că și am spus că nu vreau, pentru că simțeam că sufletul meu nu rezistă. Și nu rezistă, păi, dar nu este ușor toată ziua când intri la bloc să vezi numele lui. Nu rezist. Dintr-o dată, Babeș nu a mai fost considerat erou. Unii dintre foștii lui vecini au fost deranjați de faptul că erau nevoiți să-și schimbe buletinele. M-a durut extraordinar de mult. M-a durut până și acum. E coșmar pentru mine când mă gândesc. Pentru că n-a fost nici tâmpit, n-a fost nici nebun. Gestul lui s-a recunoscut în 97. Aș putea compara pe Liviu Babeș cu Jan Palach, cel care și-a dat foc într-o piață din Praga pentru a protesta împotriva invadării Ceoslovacii de către trupele tratatului de la Varșovia. Jan Palach și-a dat foc pe 16 ianuarie 1969 în semn de protest față de invazia Ceoslovaciei de către trupele sovietice. A fost un martir și în timpul regimului comunist, era și continuă să fie un simbol pentru Cehoslovacia liberă. Un asteroid și o piață din centrul Pragăi îi poartă numele. De atâta ori am auzit de Jan Palach, acum 2 ani am reușit să merg și eu în Ceoslovacia și să văd monumentul. Am fost așa de impresionată că era frig și atunci avea flori proaspete pe monumentul acela. Ei au instituit și un obicei. Tinerele căsătorite își lasă buchetul acolo. Cred că toată lumea măcar o dată în viață trece pe la mormântul lui Jan Palach și gestul lui Liviu Babeș poate n-a fost mai grandios, dar nici măcar n-a fost mai mic decât cel al lui Jan Palach. Liviu Babeș nu are nici astăzi un monument. Ați învățat despre el la Facultatea de Istorie? Nu, la Facultatea de Istorie n-am auzit niciodată vorbindu-se despre Liviu Babeș. Și aș spune că numele lui nu este astăzi foarte cunoscut și pentru că el nu a mai reușit să-și apere postum memoria și ce acest lucru ar trebui să-l facă istoricii. Este specificat în cărțile obligatorii de istoria României? Nu, în manualele de istorie nu se vorbește despre gestul lui. O istorie a comunismului din România vorbește despre Liviu Babeș la pagina 156, în 3 rânduri. Doar 3 rânduri sunt dedicate dizidentului brașovean în acest manual opțional. Pentru familie n-a meritat, e clar, iar pentru societate, acum nimeni nu se mai gândește, toată lumea vorbește așa și așa, dar însă nimeni nu se mai gândește că, uite, poate să plece, sunt liber, poate să vorbească ce vor. Au uitat că la un moment dat era și frică să se întâlnească 2-3 oameni, că imediat erai luat la întrebări că ce se întâmplă.